dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua seria lecțiilor de croșet. Pentru că foarte multe dintre dumneavoastră ați dori să lucrați această dantelă, eu astăzi vin în fața dumneavoastră cu un prim tutorial în care voi explica modul în care putem realiza acest minunat model. Bineînțeles, vă spun că tutorialul nu mi-aparține, eu l-am tradus din limba engleză și în cuvintele mele astăzi vă voi explica primii pași pentru a realiza această minune. Voi folosi firul de bumbac de culoare bej, pentru că vreau să se observe bine ceea ce voi lucra. Voi folosi croșetul cu numărul 1. Bineînțeles, dumneavoastră veți adapta tipul de fir. Se poate lucra doar în firul de bumbac. Și în funcție de firul pe care îl veți folosi, veți folosi și croșetul specific. Din nou, eu folosesc croșetul numărul 1. Am lucrat primul ochi de lanț și voi continua cu cel de-al doilea. Deci vom pune la socoteală și primul ochi de lanț de aici. Avem deja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În acest moment iau firul pe croșet și începem cu primul ochi de lanț de aici. Voi număra 1, 2, 3. Voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț. Voi face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, firul pe croșet. Și în primul picioruș, deci cel cu care am început, voi lucra din nou un picioruș dublu în felul acesta. Ceea ce am obținut este aceasta. Voi întoarce lucrul. Vă rog să fiți foarte atente, pentru că aceștia sunt pași foarte importanți. Dacă nu îi respectăm, atunci modelul nostru va ieșua. Am întors lucru, voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. În interiorul primului spațiu voi lucra un număr de 5 piciorușe duble. Deci 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența piciorușului dublu, vom face un picioruș dublu. Iar în spațiul următor vom continua cu această serie de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea picioruș dublu. În acest moment, din nou, voi întoarce lucrul și voi continua cu o serie de 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet. Începând de aici, de la capătul rândului, voi număra 1, 2 și voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș din rândul anterior și voi face un picioruș dublu. Voi continua cu un ochi de lanț, firul pe croșet. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul, în cel de-al doilea, voi face picioruș dublu. Un ochi de lanț, voi sări din nou un picioruș,
voi intra în următorul și voi face picioruș dublu, un ochi de lanț, voi sări un picioruș, voi intra în următorul, voi face picioruș dublu. În felul acesta lucrăm până la capătul rândului. În momentul în care vom ajunge la capătul rândului, vom lucra în același mod, deci ochi de lanț și picioruș dublu, în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Acum voi întoarce lucrul din nou, voi face un ochi de lanț, un picioruș scurt în corespondența piciorușului dublu, picioruș scurt în corespondența spațiului format din ochiul de lanț, picioruș scurt în corespondența piciorușului dublu, deci voi continua cu piciorușe scurte, atât în corespondența piciorușului dublu, cât și în corespondența ochiului de lanț. Noi vom continua singuri, ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Acum voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet și în acest spațiu, deci în spatele primului picioruș dublu, voi lucra un picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, după care în primul ochi de lanț din fața piciorușului dublu, deci aici avem piciorușul dublu, în primul ochi de lanț de aici vom face un nou picioruș dublu. Acum trebuie să reușesc să intru, așa, un picioruș dublu, din nou, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet și vom face un picioruș dublu în corespondența piciorușului de la început. Acum vedeți, aici avem un picioruș. Acesta. Astfel am pregătit spațiul pentru următorul rând. În acest moment voi întoarce lucrul și voi lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cu 5 piciorușe duble în primul spațiu. Picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Cinci piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț. 2, 3, 4. Cel de-al cincilea picioruș dublu, din nou picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu și voi continua cu alte 5 piciorușe duble în spațiul următor. Deci am primul și vom continua până la 5 piciorușe duble. Am lucrat cele 5 piciorușe duble, voi lua firul pe croșet și voi intra cu croșetul în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. După cum vedeți, voi intra aici încet, cu grijă și voi lucra un nou picioruș dublu. Voi întoarce lucrul
patru ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet. Din nou voi număra 1, 2 și voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș. În rândul anterior, firul pe croșet, acum voi număra 1 și voi intra în cel de-al doilea picioruș din rândul anterior și voi face din nou picioruș dublu. Ochi de lanț, intru în cel de-al doilea, picioruș dublu, ochi de lanț, firul pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș și voi face picioruș dublu. În felul acesta noi vom lucra până la capătul rândului. Deci continuăm singure, picioruș dublu, în cel de-al doilea picioruș din rândul anterior. Vedeți, încet, încet se formează modelul. Ne întâlnim la capătul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, firul pe croșet și din nou voi număra 1, 2, 3. Voi intra în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș, voi face un picioruș dublu. Întorc lucrul, un ochi de lanț, picioruș scurt în corespondența piciorușului dublu, piciorul scurt în spațiul format din ochiul de lanț, piciorul scurt în corespondența piciorușului dublu. Deci, atât în corespondența piciorușului dublu, cât și în corespondența ochiului de lanț, noi vom lucra câte un picioruș scurt. Și ne vom întâlni la capătul acestui rând. În momentul în care am ajuns la capătul rândului, în corespondența piciorușului dublu vom număra 1, 2 și vom intra în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi face ultimul picioruș dublu. Așa se prezintă ceea ce am realizat până acum. Deci acesta este începutul. Eu voi continua apoi cu cea de-a doua parte în care vom explica modul în care ne înălțăm cu lucrarea noastră. Eu sper să vă fie de folos această primă parte, sper să reușesc să-l încarc astăzi, astfel ca mâine să lucrez, pentru mâine să lucrez partea a doua, pentru că cea mai mare majoritate a timpului nu am internet, uneori nici program de la televizor. Astfel, în cazul în care v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, această primă lecție, vă rog să lăsați un like, un comentariu, mă va ajuta foarte mult în creșterea canalului și noi ne vom reîntâlni pentru a continua această lecție. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și vă spun la revedere!